Anul trecut, pandemia generată de noul coronavirus, care a invadat întreg mapamondul, a contribuit din plin și la micșorarea încasărilor, la taxe și impozite în primăria Buzău. Încasările sunt mai mici, cu mai multe milioane, între 7 și 10 milioane de euro, încă nu s-a făcut închiderea foarte exactă. Și ăsta a și fost motivul principal pentru care am ajuns și noi în rândul lumii al orașelor mari din România. Mă refer la acel impozit, cotă de impozitare pe care am crescut-o prin Consiliul Local, cu aprobarea Consiliului Local, cu 50%, de la 0,08 la 0,12, ca și orașele spre care tindem și noi. Mă refer la Oradea, mă refer la Brașov, mă refer la Alba Iulia, dar chiar și lângă noi, aici, Galațiu și Ploieștiu. Pentru anul în curs, după ce vor fi scăzute cheltuielile de funcționare, cu ce va mai rămâne din buget, va fi continuată dezvoltarea orașului și vor fi puse în valoare proiectele cu finanțare proprie. Atât străzile unde s-au înlocuit rețele de apă, de gaze, de canalizare, mă refer de exemplu la strada Parâng, dar și continuarea asfaltării, refacerii trotuarelor, acolo unde s-au făcut asfaltări și, bineînțeles, după ce vom termina cu trotuarele, vom începe și partea de parcări, pentru că suntem în mare suferință și la acest capitol. Bugetul local se află în lucru, dar nu poate fi definitivat decât după aprobarea bugetului național. Și de acolo s-au aprobat, cum să spun eu, s-a modificat legea 273 din 2006 legat de cuota din impozitul pe venit, care era cât pace să ne fie micșorată la 41,7%, în momentul ăsta este 65%, aici am fost sprijinit foarte mult și am fost sprijinit foarte mult și vorbesc și în calitate de președinte executiv la Asociația Municipiilor din România și am făcut un lobby împreună cu ceilalți colegi și am reușit să ducem la 65% această cuotă. Din păcate, primarii din țară nu au fost invitați să participe la creionarea bugetului național așa cum ar fi fost normal. Nu au fost invitați așa cum spune codul administrativ, cu 10 zile înainte să negociem pe buget, nu s-a făcut acest lucru și s-a dat acea ordonanță, practic împotriva legii. Și trebuia și noi să fim consultați. Dacă vor merge în acest fel, este evident că ne așteptăm la încasări și rețineri de sume. Să ne înțelegem, guvernul nu produce bani, banii sunt de la firme și de la populație, acești bani, mare parte din ei, mă refer la impozitul pe venit și TVA-ul, pleacă la București, nouă ne revin să întorc niște bani din banii noștri, nu din alți bani. În ultimii 4 ani, gradul de colectare a taxelor și impozitelor la Buzău a crescut de la 68% la 94% pentru agenții economici și 86% pentru populație, ceea ce a însemnat aproximativ 12 milioane de euro în plus la bugetul local. Se așteaptă ca anul acesta, în condițiile prelungirii pandemiei, bugetul să fie mai mic decât în 2020 cu 10 milioane de euro și să ajungă la 65 de milioane de euro.